Un obicei arhaic păstrat încă la Comănești a adus anul acesta în România foarte mulți străini. Cu toți au aflat despre existența acestei localități după ce o fotografie realizată de un artist român a fost premiată de National Geographic. În imagine apare un adolescent îmbrăcat cu o blană de urs, a cărui privire pătrunzătoare, extrem de sugestivă, a făcut înconjurul lumii. Alexandra Raluca Drăgoi a câștigat ediția din acest an a concursului de fotografie National Geographic Traveler. Imaginea cu tânărul în blană de urs a fost finalista categoriei People și va apărea într-o expoziție la o galerie londoneză. Tânăra de 22 de ani, care trăiește în Marea Britanie, a surprins la festivalul de obiceiuri și tradiții de la Comănești, în județul Bacău, multe alte scene, rupte parcă din negura vremurilor. Și astăzi, cetele de urși au năvălit în centrul orașului. Chiar dacă sunt foarte grele, oamenii poartă cu mândrie blănurile, ca niște vrednici urmași ai dacilor. Acestea sunt transmise, unele de peste 100 de ani, din generație în generație. Ați ajuns recunoscuți în toată lumea. Au venit străinii să vadă urși la Comănești. Noi am făcut pregătire, suntem profesioniști. I-am găsit numai baticul! Suntem un cercetător de folclor japonez. Au venit pentru asta observație, că juriu Comănești vine toate satele. Așa e frumoasă lucrurile. Și aici este elementul la cultură, contextul european. Și jocul caprei a stârnit entuziasm. Am venit la niște prieteni aici în România. Am găsit multe lucruri frumoase. Trebuie să vii aici, să-i vezi pe români și să vezi ospitalitatea și căldura lor. În mulțime a apărut și Ionuț Iftimoaie. Iată că astăzi a început să ningă o atmosferă superbă. Aici la festivalul de date strămoșești este unic în România. Din păcate, tradițiile au început să dispară, dar aici la Comănești noi le păstrăm. În ciuda ninsorii, spectacolul a ținut peste 3 ore.